Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip! Sunt, vedeți și voi, încântată pentru că astăzi o să facem un haul de me, ceea ce știți că eu deja iubesc, dar surpriza este că în semn de mulțumire pentru faptul că sunteți alături de mine și că mă susțineți, sunteți aici mereu la fiecare clip, o să vă ofer tot ceea ce am cumpărat eu. Dacă vreți să aflați condițiile de participare la giveaway, stați până la finalul clipului, dar întâi o să încep cu haul-ul pentru că sunt nerăbdătoare să vă arăt ce v-am cumpărat vouă, de fapt unei singure persoane, pentru că va fi o singură norocoasă, însă pe parcurs voi face și mai multe giveaway-uri și pe Facebook și pe Instagram, așa că vă asigurați, vă rog, că mă urmăriți și acolo și eu zic să începem cu haul-ul pentru că, ce să mai, sunt nerăbdătoare. Știu cât de iubită este gama Balea, normal, de la DM, dar știu cât de iubită este și gama Cookie și știu că a fost o nebunie, o isterie cu gama asta pentru că, din păcate, nu s-a găsit în toate magazinele din țară, așa că m-am gândit să vă iau și vouă gama Cookie și încă o gamă pe care tot la fel o iubesc fetele și băieții, cine știe, dar întâi și întâi o să încep cu, cred că, gelul numărul 1 de duș care a fost cumpărat în DM anul acesta cel puțin și este vorba despre acesta cu Cookie. Știți deja, mirosul este bestial, nu știu dacă l-ați avut, eu l-am avut până acum de 3 sau 4 ori, ceea ce m-a făcut să-l cumpăr și pentru voi. Nu o să-l deschid pentru că nu am deschis niciun produs de aici, vă asigur, sunt toate noi, sigilate pe cât posibil pentru că, da, așa vin din magazin, dar mirosul este demențial, efectiv în momentul în care te speli îți vine să-l mănânci, dar trebuie să te abții. Și pentru că pe lângă acest gel de duș ți se usucă pielea după, să zicem, dar după el nu, ai nevoie de o cremă și astfel încât am cumpărat crema din gama Cookie, tot la fel. Este vorba despre crema asta care este foarte hidratantă, să știți. Eu o folosesc în continuu, chiar astăzi mi s-a terminat și trebuie să mă duc să mai cumpăr și eu una. Uite, nu mi-a dat prin cap să cumpăr două la momentul ăla, dar am fost concentrată pe ceea ce trebuie să cumpăr pentru voi. În continuu mă dau cu ea pe mâini, mai ales că în zona asta de aici mi se usucă mâinile în ultimul hal, nu știu ce se întâmplă. Dar în continuu sunt. Îi desfac capacul, pac, 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 pac. O pun aici invers, iar aici, iar aici. Și pe unghii. Îmi place foarte tare să o înmoi așa în unghii. Deci o ador efectiv și pentru perioada asta și mai ales că e compactă, ceea ce mie îmi place foarte tare. Adică mi se pare mai faină decât, nu știu, să fie într-un alt recipient. Astea două pe mine m-au cucerit și în cazul în care vreți și voi să le câștigați și să vă răsfățați, mai ales că știți și voi, dragobetele, este pe aproape, așa că vă rog să rămâneți până la final să vedeți condițiile pentru participare. Continuăm, vă ziceam, cu a doua gamă, care cred eu că a fost extrem de iubită, pentru că și eu am avut-o, practic tot ceea ce am eu aici pe masă, am avut și eu, adică nu vreau să vă ofer produse pe care eu nu le-am încercat, vreau să vă ofer produse pe care știu că eu le ador și că își fac treaba cum trebuie. Am gelul de duș de la gama Magic Forest, știu, miroase demențial, l-am avut, cred că, de două ori pe ăsta, mai puțin decât pe cel cu Cookie, dar am zis să vi-l cumpăr și vouă pentru că, iar la fel, nu ajunge în toate magazinele de me, din păcate cererea este foarte mare și nu ajung produsele la toate fetele, însă vă garantez că dacă le mirosiți, nu știți efectiv pe care să-l alegeți. În magazin eram ceva de genul, mai să cumpăr gama Cookie, să cumpăr gama Magic Forest. Efectiv nu m-am putut decide, așa că am zis, hai să le iau, domnule, pe amândouă, mai ales că în gama Magic Forest, în asta așa care arată foarte Valentine-y, sunt patru produse am aici, sunt toate pe care le-am putut găsi în DM-ul din Craiova, așa că sper să vă placă și hai să vă arăt următorul produs. Știți, nu m-am putut abține și ce credeți, am luat crema de mâini care este identică cu cea de la Cookie, identică la ambalaj mă refer, foarte practică, tot la fel de bună, bineînțeles mirosul schimbat, dar nu știu, vă aprovizionați așa să zic poșetuța dacă o să câștigați. Cu două creme bestiale, în cazul în care chiar vreți să le cumpărați, să știți că sunt bestiale și încerc acum să miros prin ambalaj, dar sunt sigilate și din păcate nu simt niciun miros. Hai să trecem la următorul produs din gama Magic Forest și anume ceva ce pe mine m-a încântat. Eu mi-am cumpărat-o în perioada Crăciunului, dacă nu mă înșel, Crăciun, Revelion, ceva de genul. Și este vorba despre o mască șervețel pentru față.
Am încercat să cumpăr o mască care să se potrivească la toate tipurile de ten, de aceea am cumpărat-o și pe aceasta și mai ales că face parte din gamă și îmi place foarte mult ambalajul. Știu că se vorbea foarte mult despre ambalaj pentru faptul că este extrem de drăguță și să știți că este genul acela de mască de față, tip șervețel, care are tăieturi pe laterale, astfel încât se potrivește la orice formă de față, nu cade de pe ochi, știți că mai sunt genul ăla de măști, stai așa, îți curge lichidul prin ochi, prin gură, pe buze, nu ți se nimerește la nas sau la ochi, sau ai găurile de la ochi pe aici. Nu, mie mi-a plăcut foarte tare, cel puțin mie mi s-a potrivit. V-am zis, este pentru toate tipurile de ten și cred eu că vă este folositoare, mai ales de dragobet, așa, dacă, chiar dacă ești singură, chiar dacă nu, să te răsfeți așa cu o baie, cu spumă și cu masca asta pe față și după ce ieși din duș să te cremuiești pe toate cele, așa, cu cremele astea două. Dar, da, am hotărât că în cazul în care faceți ceea ce m-am zis eu înainte, sau nu, dacă nu vă ajung cremele astea două, de la Magic Forest și de la Cookie, am zis, hai Dumnezeu, să mai cumpăr încă una, că poate câștigătoarea are o poșetă mai mare și are loc de încă o cremă. Am zis să iau toată gama ca să fie treabă-treabă. Asta are 100 de mililitri, este pentru pielea uscată și pentru îngrijirea zilnică. Exact ce vă ziceam. Tot la fel. Ambalajul... îl ador, oricum majoritatea produselor de la Balea, de la DM practic, au un ambalaj care efectiv te cheamă. Eu când am intrat în magazin și m-am dus să fac cumpărăturile pentru giveaway, eram lângă raftul de geluri de duș și simțeam așa cum mă cheamă, vino Cătălina, vino, vino, te chemăm, apoi la raionul de măști, vino Cătălina, vino și apoi la creme. Deci cam așa a stat treaba cu cumpărăturile, însă să știți că asta este mai mare, dacă nu mă înșel, asta are... 30 de mililitri are cea la cutiuță metalică și cea la tub are 100 de mililitri. Deci, practic, câștigătoarea care o să primească acest pachet, eu zic că se va aranja pentru 2, 3, 4, poate 5, nu? Depinde cât de des le folosește cu creme de mâini. Așa că mă bucur foarte tare. Și am terminat cu aceste două game care sunt mega iubite și mega... căutate, așa că m-am gândit că după ce îți aplici masca de față și tenul tău arată mult mai bine și este și hidratat și se simte mult mai odihnit, mă gândeam că poate să te ajute, câștigătoare, cu tine vorbesc, un pachetel cu 7 capsule cu ser de lifting. Deci m-am uitat pe el, să știți, văd că nu este pentru o vârstă anume, asta în cazul în care vă interesează chestia asta. El zice că are 7 capsule pentru 7 utilizări. Cu efect imediat, după numai 30 de secunde, poate observa reducerea ridurilor. Deci dacă aveți riduri fine, eu vi le recomand. Le-am folosit și eu de 2 ori. Nu pot să spun că au făcut ceva wow. Adică din prima să zici, bă, uite, am scăpat de riduri. Dar efectiv, tenul tău pare mult mai întins, pielea este mult mai elastică, să zic așa, și te ajută. Adică dacă folosești câte una la 2-3 zile, zic eu, nu cred că e ok să folosești una pe zi. Asta e un tratament, nu știu, pentru 2-3 săptămâni care te poate ajuta și m-am gândit că dacă sunt doritoare care nu iubesc numai îngrijirea corporală și cea a feții, eu zic că asta este potrivită. Trecem și la capitolul buze și v-am cumpărat ceva ce eu acum 2 săptămâni nu am găsit, din păcate. Nu știu dacă voi aveți în DM-ul vostru, dar am găsit balsamul acesta de buze cu pineapple și maracuia. Mi s-a părut că sună, nu știu, striga vară, efectiv, a zis... Ibița a strigat la mine, Cătălina, uite, Ibița, hai să ne distrăm. Inițial am crezut că este un scrap din ăla pentru buze, cum l-am avut eu un haul trecut, dacă l-ați văzut cumva, dacă nu, să știți că îl găsiți pe canalul meu. Și eu aveam cu banane și am zis, mamă, ăsta e cu ananas și cu maracuia. Dar nu, am citit mai bine și este balsam de buze. Ceea ce înseamnă că poți să ții mirosul și gustul și mai mult pe buze. Vă dați seama, deci la vară cred că o să consum 2 tuburi din asta, o să stau în continuu așa și eu sunt și genul la care nu se dă doar pe buze aici cu balsam de buze, nu. Nene, eu mă dau de aici până aici, să simt așa pe toată gura. Iar ultimul produs este, bineînțeles, pentru după duș și anume un deodorant cu 0% aluminiu, Pink Blossom, iar la fel, știu că este foarte cunoscut, mai era unul pe varianta în mov, însă să știți că eu pe acesta l-am folosit, eu fac destul de mult sport, mai ales acum, și să știți că face față cu brio. Acum că te duci tu și alergi 200 de kilometri, vă dați seama că, na, cât face și el face, dar miroase foarte bine, efectiv este ca un fel de spray de corp, deci dacă vrei să înlocuiești, eu cred că pentru o oră, două ai toate șansele și m-am gândit să vi-l ofer, pentru că poate la voi nu se găsește. Acestea sunt cele 9 produse pe care le puteți câștiga, însă pentru a intra în cursa pentru acest giveaway, trebuie să dați like și share acestui clip, să vă abonați canalului și bineînțeles că trebuie ca voi să accesați linkul din descriere, este grupul de Facebook al iubitorilor de DM,
bune, de produse mirositoare și minunate, în care trebuie să intrați, să invitați doi prieteni și să comentați cu particip la postarea mea care va fi pinuită. Dacă vreți să mă mai urmăriți și să vedeți ce giveaway-uri mai fac, pentru că o să urmeze destul de multe, mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, aveți toate detaliile în căsuța cu descrieri. Noi ne revedem la următorul clip, așa că eu ce pot să zic, am și eu gelul cookie, mă duc să-mi fac o baie și ne vedem vineri!